Salut! Bun venit pe canalul nostru de YouTube! Numele meu este Gino, iar astăzi voi prezenta boxa portabilă Telur Selene. O boxă ce integrează cititor de carduri microSD și radio FM. Iar acestea fiind spuse, haideți să trecem la unboxing! Pe partea din spate a ambalajului avem notate specificațiile principale, specificații în care nu vom intra în acest moment. Și acestea fiind spuse, haideți să deschidem cutia împreună. În cutie avem următoarele. În primul și în primul rând, pentru device-urile ce nu suportă tehnologia Bluetooth, avem un cablu auxiliar jack de 3,5 mm pentru conectare. De asemenea, pentru încărcare mai avem un cablu USB, micro-USB și, evident, avem și niște manuale de instrucțiuni disponibile atât în limba română cât și în limba engleză. Și, nu în ultimul rând, în cutia boxei se află boxa în sine, ce este protejată de o folie de protecție pentru a oferi dezgârieturi. Telur Selene, din punct de vedere al construcției, stă foarte bine, fiind construită din materiale de foarte bună calitate. Avem în partea de jos o bază de cauciuc, iar carcasa boxei este făcută dintr-un plastic de calitate foarte bună și aluminiu. În zona superioară se află butoanele ce controlează funcțiile boxei, iar pe partea din spate, undeva în partea de sus, avem conectica și anume portul auxiliar jack de 3,5 mm, cititorul de carduri microSD, portul de încărcare microUSB și microfonul acestei boxe. De asemenea, avem și această gaică ce ne permite să agățăm boxa de un șnur. Din punct de vedere al specificațiilor, boxa vine cu Bluetooth 4.2, ce are o rază de acțiune de aproximativ 10 metri și poate prelua apeluri având un microfon integrat. De asemenea, mai avem radio FM, slot pentru cardul microSD și port auxiliar jack de 3,5 mm pentru conectarea dispozitivelor ce nu beneficiază de tehnologia Bluetooth. Puterea totală este de 6W, iar datorită bateriei generoase de 1200 mAh, această boxă se bucură de o autonomie de până la 4 ore. În concluzie, boxa Telur Selene oferă o construcție solidă și un sunet de calitate. Acestea fiind spuse, eu vă mulțumesc pentru atenția acordată și vă invit să verificați descrierea pentru mai multe informații și link-uri utile. Nu uitați să vă abonați în caz în care nu ați făcut-o deja și noi ne vom revedea cât de curând. Eu am fost Gino și vă doresc o zi excelentă. La revedere!